Bine v-am găsit, dragi prieteni! Suntem din nou la o nouă sesiune de povestiri la gura sobei. Soba este închisă pentru că este foc în ea și dacă îi deschid ușa, scoate fum. Este o sobă improvizată, de o seamă cu mine. Am folosit-o inițial la un injector de combustibil pe aici, pe gaura asta aici, venea montat un injector și dacă tot am avut-o, am modificat-o un pic pentru lemne, dar nu are ea un tiraj așa cum ar trebui pentru lemne, așa că mai scoate fum pe aici, acum o țin cu ușa închisă. Dragii mei, astăzi o carte va fi salvată și una va ajunge pe vatră. Voi începe să vă prezint cartea care va fi salvată. Este vorba despre Ospăț la masa Domnului, o carte scrisă de Dr. Don Colbert. Și după cum vă imaginați, tratează strategia ideală pentru o alimentație sănătoasă, o dispoziție de zile mari și o viață mai îndelungată. În cartea aceasta sunt tratate foarte echilibrat teme de alimentație și nu doar, cum ar fi hrana predilectă a lui Isus. Uite, de exemplu, la pagina 24, omul a făcut o cercetare foarte simplă, dar eficientă și este prezentată în cartea aceasta cu lux de texte biblice care a fost de-a lungul timpului hrana predilectă și prezentă pe masă la poporul lui Dumnezeu, dar și la Isus atunci când a venit în mijlocul oamenilor. Nu lipsea azima, nu lipsea zeama de strugure, nu lipseau smochinele, nu lipseau curmalele, măslinele, evident uleiul de măsline, sarea de asemenea nu lipsea. Și în cartea aceasta, pe lângă faptul că ni se prezintă, de exemplu, rețete pentru pâinea de ors, care este bogată în elemente nutritive, sau proprietățile altor cereale, cum să pregătești pâine integrală, cum să prepari cereale integrale în alte forme alimentare decât pâinea și să poți să le mănânci. De asemenea, prezintă un alt aliment de bază din hrana lui Isus, peștele, și prezintă ce pești pot fi consumați, ce pești nu pot fi consumați, conform învățăturilor Sfintei Scripturi. Da? Și arată că unii sunt din pești, cum ar fi somonul, mai gras, se recomandă pești care conțin uleiuri esențiale, apoi tratează subiectul carnea în alimentația lui Isus și prezintă aspectele de curat și necurat pe care Domnul Hristos le-a respectat, făcând parte din poporul lui Dumnezeu. Apoi despre brânzeturi, despre iaurturi, despre brânză, de exemplu, în epoca biblică, se spune că era adesea preparată cu usturoi, cu pătrunjel, cu cimbru, mărar, cu ulei de măsline. Și această rețetă este accesibilă nouă și astăzi și se dă rețeta cum poate să fie făcută, cum poate să fie preparată. E foarte bine scrisă cartea, merge până într-acolo încât vorbește despre fructe, despre oleogenoase, semințe, da?
și arată valorile nutritive, aportul lor, are și un... Ia să văd dacă pot... Așa, da, uite, are și un tabel aici, da? Un tabel în care ne sunt prezentate pentru vârstă toate cele necesare, piramida alimentară, cum să îți construiești o cămară, frecvența meselor, ce să conțină micul dejun, prânzul și cina. O carte foarte echilibrată, este scrisă bine, o recomand, o spăți la masa Domnului și cartea aceasta va fi cartea salvată astăzi. Cartea care va ajunge pe vatră este aceasta. Titlul e pe partea asta la mine. Este aceasta pentru că vreau să vă arăt. Este cartea după care am învățat eu. Este cartea pe care am cumpărat-o printre primele cărți în momentul în care am a fost angajat ca pastor adventist în Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Muntenia. Este vorba despre manualul pastorului. După cartea aceasta am învățat eu, după cartea aceasta am învățat eu și o să dedic un spațiu generos, 30-40 de minute, ca să vă arăt de ce cartea aceasta trebuie să ajungă pe foc. Uitați, dragii mei, de exemplu, vă citesc de aici, de la capitolul 1. Ia să vedem cu ce să începem noi. Sunt atât de multe lucruri care ar trebui să fie discutate, ar trebui să fie arătate în amănunt. Nici nu știu cu ce să încep. Hai să încep cu aptitudinile pastorului. Acest manual cuprinde 50 de funcții pastorale, împărțite în 7 categorii. A, B, C, D, E, F, G, da? Conferința este responsabilă pentru pregătirea fiecărui pastor stagiar. Nu Duhul Sfânt? Da. Conferința este pastorul pastorilor, cum ar veni, în toate cele 50 de funcții. Astfel, întrebările de pe această listă pun la probă atât conferința cât și pe candidat. Adică, dacă candidatul e nătâng, e un nătărău și nu prea are bifate toate aceste recomandări, 50 la număr, nu este doar candidatul, ci și conferința care este responsabilă de supravegherea candidatului ca el să implementeze în trăirea lui toate aceste 50 de aspecte. Voi ați auzit vreodată la ce trebuie să fie, la ce 50 de lucruri trebuie să fie bun un pastor? Mie mi-au mâncat mulți nervi lucrurile astea. În primul rând, capitolul 1 sau primul aspect din cele 7, da, 7 categorii cu 50 de subcategorii. Prima categorie, dezvoltarea personală. Pastorul trebuie să aibă devoțiune personală. Adică în fiecare zi să studieze. Nu se zice aici ce. Ar trebui Biblia. Nu studiază Biblia pastorii, din cauza aceasta sunt atât de slab pregătiți. Doctrina adventistă și adventismul ca mișcare mondială unică trebuie să fie însușite toate aceste lucruri. Trebuie să manifeste atitudini de chemare pastorală și consacrare pentru slujire. Adică tot timpul să dea dovadă în public și peste tot, pe unde merge, că el are chemare pastorală și atitudinal, așa, prin gesturi, prin limbaj, prin
mers prin prezența în anumite locuri. De exemplu, un pastor nu se poate complace într-un cerc de băieți care spun bancuri. El trebuie să se retragă de acolo, încet, încet. Atitudinea, da? Pentru chemarea pastorală. El nu poate să participe, să se mânjească la un meci de fotbal. Regulamentele bisericii trebuie să le cunoască și, de asemenea, structura organizatorică a bisericii. Trebuie să participe la toate programele de educație continuă. Știți, acele cantonamente de care auziți voi prin comunități, zice pastor, ce mă duc la cantonament, sunt la cantonament. Acolo li se spală creierul periodic, în fiecare an, cu programe, cu proiecte și cu ce au de făcut în următoarea perioadă de timp. Formarea unei grupe de susținere personală. Pastorul trebuie să se înconjoare cu prieteni, familiști și nefamiliști, dar care să-l susțină. Să-l susțină în rugăciune, să-l susțină în misiune, să fie apropiații lui, să fie țuțelnicii, cum ar veni, cei ce îl susțin necondiționat. Să elaboreze un sistem de fișe, adică fiecare membru să aibă o fișă cu ce se ocupă membrul respectiv, dacă este căsătorit sau nu, dacă are copii, la ce școli sunt copiii, toate informațiile pe care în vizite pastorul le strânge de la familiile enoriașilor, el trebuie să le noteze într-o fișă, astfel încât să știe totul despre toți. Nu știați că există așa ceva, nu? Păi de ce credeți că pe vremea lui Ceaușescu și astăzi, mai ales astăzi, conducătorii religioși sunt cei mai eficienți turnători și spioni? Trebuie să dea dovadă de aptitudini de conducere. Trebuie să lucreze la etica pastorală, adică să dea pe față în public un comportament care să se identifice cu cel pastoral, adică un comportament similar cu cel al colegilor. Asta înseamnă etica pastorală, să fie o unitate între pastor în ceea ce privește comportamentul. Să fie atent la înfățișarea personală. Vă dați seama, fără plete, fără mustăți dintr-alea de motociclist, unite în perciuni pe aici sau ce mai știu eu ce, adică să fie destul de echilibrat și modest în înfățișarea personală. Fără batiste pe la buzunar pe aici sau fără excentricități, fără costume în carouri sau culori stridente sau ce mai știu eu ce. Când eu am făcut practică la comunitatea din localitatea Jilava, era pastor acolo Liviu David, un prieten din copilărie de-a lui taică-miu, un nătărău de altfel. Și aveam niște pantaloni bleu-marin închis și sacou pestriț, așa deschis, gri, un pic de bobiță de portocaliu prin el, și țesătură de bleu marin ca la pantalon, foarte frumos se asorta. Și era la două rânduri, așa, sacou. Și mi-a zis pastorul David, care mă supraveghea, m-a tras așa de revers și a zis: ce-i cu haina asta pe tine? Păi zic că mi-a făcut-o taică-miu să fie frumoasă. Știu că ți-a făcut-o taică-tu, să-i spui lui taică-tu că dacă nu-ți face costum de pastor, nu te trec. Vă dați seama că la mine lucrurile nu funcționează așa. Când mă condiționează un om, fac exact invers. Și am făcut exact invers. M-am îmbrăcat tot anul acela, aproape 50 de sabate, că am mai lipsit câteva dintre ele, în sacoul acela. Mi-a făcut taică-miu un costum de haine de culoare neagră. Și l-am îmbrăcat doar în ultima sâmbătă, când mi-am luat la revedere de la comunitate și i-am spus:
vedeți că mi-am făcut costum pastoral, ce? Așa, 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 bravo, 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 așa, bă, așa se poate. Nătărăul mi-a dat referat negativ, un frustrat. În sfârșit. Deci, înfățișarea personală, finanțele personale trebuie să fie bine administrate. Un pastor nu are nevoie să fie tot timpul împrumutat. Și mai ales să nu se împrumute la persoane care care ar putea să-l facă dator cumva. Și să se simtă îndatorat. N-are voie să se împrumute la persoane din comunitatea pe care o păstorește, pentru că s-ar simți dator cumva față de acele persoane și le-ar favoriza. Trebuie să se îngrijească de sănătatea personală. Trebuie să facă o echipă de slujire bună cu soția. Mă umflă râs aici. Echipă de slujire bună cu soția. 17 ani eu n-am reușit să conving fosta soție să facă o singură dată studiu biblic împreună cu mine. Când făceam studiu biblic, eu luam Biblia, de exemplu, și ea lecțiunea, sau eu luam lecțiunea și ea Biblia. Am făcut câteva încercări. Și eu citeam notele explicative și ea s-a apucat cât un fir de păr așa și făcea, trăgea de el așa și se plictisea. Dar notele explicative erau chestii de 2 minute. Ați văzut cum sunt scrise studiile biblice. Și zic, te-ai plictisit. Hai, hai, citește mai repede, citește mai repede acolo. Zic, lasă că fac singur. Când m-am dus la Petre Teofil, când au pus problema prima dată să mă hirotonească, m-am dus la Petre Teofil, trăiește, era președinte al conferinței, poate să confirme dacă îl treabă cineva, ceea ce spun eu acum, și am spus, frate Teofil, eu am o problemă. Da, da, care, Flavius? Sunt propus pentru hirotonire. Da, 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 da. Și, păi, e numai normal, e numai normal să... Zic, da, da, știți, eu nu prea am familie de pastor. Cum așa, a zis? Ce, cum? Zic, nu pot să intru în detalii, da? Eu nu prea am familie de pastor. S-a șocat omul când am spus treaba asta. Probabil că nimeni nu venise cu deschidere de inimă și cu sinceritate și să spună, domne, voi vreți să mă hirotoniți pe mine, dar eu nu prea pot să bifez toate astea 50 de chestii din carte de aici. Dacă ar fi să povestesc vreodată câte am experimentat, cred că n-ar ajunge o săptămână de poveste în continuu, zi, noapte, fără oprire. Administrarea timpului și timp dedicat pentru familie. Am avut un prieten care care a fost hirotonit împreună cu mine, Sorin Goleanu. El a fost ales ca și director la ADRA. Și ca să fii director la ADRA trebuie să fii pe toate coclaurile, să te duci după toate proiectele, după toate misiunile, să deci pleci de acasă dimineața la 7:30, 8, după ce ți-ai dus copilul la școală și te mai întorci seara la 9. Și l-a lăsat nevastă să un singur mandat. După aia s-a dus și a spus că nu, prea e prea complicat pentru el. De unde? Nu-l lăsa nevastă. Nevastă a zis, bă, dar ce, toți pastorii stau ca belferii acasă, tu vii seara la 9, gata, nu mai te duci la directorat. Și și-a prezentat dorința că al doilea mandat nu vrea să mai primească. Am vrut să spun cu chestia asta că Sorin nu este singur în situația asta. Nevestele fac programul pastorilor. La majoritatea covârșitoare dintre ei. O mai fi unul, doi printre ei, de ăștia mai misogini, așa, mai cu RTV-ul în mână și nu se ia după muiere.
Dar, în general, sunt călăriți de femeie și femeia le face programul, le face concediu, unde să ducă în concediu, cât să stea. La unii le face până și predica. Tot femeia. Adică nevasta. Apoi, punctul B, relațiile personale. Relații în afara bisericii. Trebuie să aibă relații în afara bisericii, în cămin, în societate și relații interetnice. Trebuie să aibă relații în cadrul bisericii și prima relație este cea cu Iisus Hristos. Eu mă întreb cum ar putea să aibă un om relație cu Iisus Hristos? Citind cărți despre Iisus Hristos, când ai relație cu Iisus Hristos, trebuie să te întâlnești cu El personal. Dar în lipsa Duhului, cum să ai relație? Trebuie să ai relație în comunitate și, de asemenea, relații bune cu conferința. Evangelizarea și creșterea bisericii. Nu suntem decât la punctul C. Ia uite, mai e o pagină întreagă. Sisteme de conștientizare a creșterii bisericii. Pastorul trebuie să le cunoască. Cu grupe mici, cu metode de creștere, de cahetizare, de păstrarea membrilor, de câștigarea tineretului și așa mai departe. Sisteme de dezvoltare a bisericii prin misionarism. Trebuie să stăpânească bine planificarea și strategia creșterii bisericii. Să poată să ia decizii corecte și rapide. Să fie în stare să facă evangelizare prin contacte personale, adică oameni pe care i-a contactat el, nu pe care i-au adus alții la biserică. Să conducă campanii de evangelizare publică. Să facă evangelizare prin grupe mici. Să facă evangelizare prin acțiuni speciale, în închisoare, în spitale, etc. Să se ocupe de instruirea laicilor, de recrutarea și instruirea voluntarilor, a slujbașilor. Să identifice darurile spirituale la enoriași și să-i conștientizeze de ele. Să se ocupe de predicarea și serviciul de închinare, și anume, de botezuri, de binecuvântarea copiilor, de cina Domnului, de înmormântări. Să planifice și să conducă serviciile de închinare, adunările de rugăciune, să elaboreze predici, să facă căsătorii, să hrănească turma, să se îngrijească de ea, să se îngrijească la asimilarea membrilor noi, să disciplineze pe membrii în biserică, să facă consiliere spirituală specializată, să se ocupe de foștii membri sau de membrii care sunt inactivi în biserică, să se ocupe de formarea spirituală precum și de conducerea comitetului, vizitarea membrilor, să se ocupe de organizație și administrație, de educație creștină, de construirea de biserici, de întreținerea lor, de viața socială a bisericii, de comitete să se ocupe, departamentele conferinței, să fie implicat în ele, să știe finanțele bisericii, să păstorească districtul și mai multe biserici locale, să rezolve problemele și tensiunile și să aplaneze conflictele. Să promoveze campanii de evangelizare, să participe și să conducă școala de sabat, să îndrume tineretul. Și multe, multe, multe altele. De-aia se spune că pastorul este bun la toate. Pentru că el învață în școală toate aceste lucruri tehnici, cum să le facă. Și manualul acesta, care este foarte complex, ăsta a fost manualul după care am învățat eu. Ăsta este manualul nou. Observați? Deci ăsta este din 1999, ediție, și ăsta este din 2012. Același lucru. Numai că pe ăsta, de atunci, aveau bunul simț să nu scrie decât editura și anul. Pregătit și publicat de Asociația Pastorală a Conferinței Generale Adventiștilor de ziua 7. Atât. Pe când la ăsta, nerușinații, scrie lucrarea apărută sub îndrumarea Departamentului Asociația Pastorală Uniunea Română și aici scrie Ellen White.
Ca și cum, manualul acesta ar fi învățătura spiritului profetic. Deci nerușinații n-au avut nicio problemă să facă treaba aceasta. Sara, du-te la coteț. Du-te! Așa. Vezi că acolo își cere vreunul mâncare. Deci, manualul acesta, în toată complexitatea lui, este o unealtă cu ajutorul căreia sunt șlefuiți niște oameni care să fie și învățați să fie hoți și tâlhari. Și trebuie să mă explic de ce zic eu că folosindu-se de acest manual, instituția numită conferință care trebuie să supravegheze formarea pastorală face din niște oameni hoți și tâlhari. În Sfânta Scriptură este o parabolă prin care sau de care s-a folosit Domnul Hristos ca să dea una dintre cele mai importante învățături ale sale. Păstorul cel bun. În Evanghelia după Ioan spune: eu sunt păstorul cel bun. Se prezintă Domnul pe sine că el își cunoaște oile, că oile cunosc glasul lui, că oile acestea sunt nu doar duse la izvoare de apă limpede și la pășune cu iarbă bună, dar ele sunt și păstrate într-un staul. Și Mântuitorul intră în detalii și spune că el nu este doar păstorul cel bun. El este și ușa prin care se ajunge la oi. Ușa oilor. Și spune acolo că oile sunt în staul și dacă cineva ajunge la oi pe altă parte decât prin el care este ușa oilor, este un hoț și un tâlhar. Asta explică Domnul Hristos în detalii cu această imagine a păstorului cel bun, a staulului, a oilor și a ușii de la staul prin care, evident, trebuie să treci ca să ajungi la oi. Ce înseamnă eu sunt ușa oilor dacă se duce cineva la oi și sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar? Oile nu cunosc. Oile mele nu cunosc glasul, nu-i recunosc glasul lui. Acest manual îi învață pe oameni că ei trebuie în structură ierarhică, vorba lui Coman, ierarhii mei, când se certa el cu ăștia care vreau să-l dea afară din biserică, dacă ierarhii mei ar recunoaște și m-ar primi, eu m-aș întoarce înapoi. Acest manual îi face pe oameni să înțeleagă că ei funcționează într-un sistem. Și în sistemul acesta ei ocupă o anumită poziție. Și un pastor are o poziție în așa fel încât deasupra lui are niște autorități superioare și el la rândul are sub el niște autorități care îi sunt supuse, care îi sunt inferioare. Cum ar fi, de exemplu, prezbiterii, diaconii, fie ei și cu binecuvântare și toate departamentele cu secretarii și directorii de departament din comunitatea locală. Toate acestea sunt sub pastori. Însă conferința este peste pastori. Directorul de departament al conferinței, directorul de tineret sau de școală de sabat, secretarul conferinței, oricine, oricare din conferință este peste pastor. Uniunea este peste conferință, prin urmare, Uniunea se îngrijește și are autoritate și peste conferință și peste pastor. Și în felul acesta, el, omul acela, pastorul, eu am făcut 13 ani și jumătate așa ceva, el trebuie să știe că se raportează la o anumită autoritate. Însă, această autoritate nu este cea reprezentată de ușa oilor, de Domnul Hristos. Pe el conferința îl instruiește să fie capabil în 50
de aspecte ale implicării și slujirii în biserică. Conferința. Nu Dumnezeu, nu Duhul Sfânt care a fost dat să fie mângâietor, călăuzitor, învățător, să fie cu ei până la capătul pământului. Da, scrie în Sfânta Scriptură că pe unii Domnul a dat, Duhul Domnului a dat să fie apostoli și în cele din urmă zice păstori și învățători. Întrebarea este una foarte simplă. Dacă cei care prin comunități sunt trimiși de autoritatea anumită conferință să fie pastori, dacă ei sunt reprezentanții lui Hristos sau reprezentanții conferinței? Asta e întrebarea. A fi sau a nu fi? Eu vă spun din proprie experiență că niciodată, nici în anii de practică, 5 ani am făcut practică, atâta cât am făcut facultatea de teologie și apoi 13 ani și jumătate cât am fost pastor, niciodată în acești 18 ani și jumătate de predicare prin comunități, nu am fost reprezentantul Domnului Hristos. Niciodată. Aceasta înseamnă că niciodată nu m-a trimis Domnul Hristos să predic la Homorâciu, județul Prahova, Ploiești Sion, județul Prahova, Jilava, Oltenița, județul Călăraș, Curcani, județul Călăraș, Spanțov, județul Călăraș, Radovanu, județul Călăraș, Giurgiu, județul Giurgiu, Găujan, județul Giurgiu, Pietrișu, județul Giurgiu, Târgu Mureș, ce am predicat acolo, am predicat la Arad, am predicat la Macea, am predicat la București, la Învingători, am predicat la Labirint, am predicat la Popa Tatu, am predicat la Belu, am predicat. Ce să mai înșir? La Măgureni, am predicat la satul Banului, dar peste tot pe unde am fost chemat, am predicat. Dar niciodată trimis de Hristos. Niciodată trimis de Duhul Sfânt. Mai mult decât atât, vă spun că nicio predică din care, nicio predică pe care am ținut-o n-a conținut un mesaj direct pe care mi-ar fi spus Duhul Domnului, bă, zile astea. Învață-i asta. Sau spune-le asta. Sau spune-le cealaltă. Nu. Mă gândeam eu, bă, ce să le zic eu? Hai să le zic pe asta, că ar fi interesant. Hai să le zic pe cealaltă, că ar fi mai interesant. Hai să le zic așa, sau. Vă rog să înțelegeți, dragii mei, prieteni, că aceasta este întrebarea. Un pastor care nu este călăuzit de Duhul Sfânt direct, ca Petru, așa cum era călăuzit Ioan. Știți ce a scris Ioan în epistolele sale? Că cei care au Duhul, cei care au pecetea aceasta, n-au trebuință să fie învățați de cineva, că ei cunosc toate lucrurile. Ce folos dacă ar avea un om Duhul să mai parcurgă manualul acesta și să fie instruit ani de zile în toate acele aspecte. Ce folos? Pentru că mângâietorul, pentru că învățătorul, pentru că Duhul adevărului care ar fi în el, care ar fi prezent în viața acelui om, așa cum erau apostolii, posesori ai acestui Duh, acel om de astăzi, pastor sau orice ar fi el, n-ar avea nevoie să facă niciun fel de școală pentru a fi misionarul lui Hristos, pentru a fi păstor trimis de Hristos,
învățător trimis de Hristos, vindecător trimis de Hristos, apostol trimis de Hristos sau orice altceva vreți voi să fie. Este foarte important ceea ce spun acum. Toate căprăriile, toate bisericile, de la cele tradiționale, ortodoxă, catolică, care au în spate istorie milenară, până la sectăraia asta, adică sectă înseamnă grupare, ruptă dintr-o grupare mai mare. Toate aceste grupări, toate aceste căprării, biserici, mai mici, apărute datorită unei învățături care să se opună celei tradiționale și prin care să zică, uite, veniți la noi că noi avem adevărul, toate aceste sisteme organizate, toate aceste biserici, nu sunt altceva decât conglomerate de oameni, cluburi de oameni, conduse de oportuniști, zic eu, dar Domnul Hristos le zice hoți și tâlhari. Din cauza că ei și-au făcut niște staule, și-au pus niște fir dintr-ăla electric, da? Gard în jurul staulelor, sunt foarte bine determinate și limitate aceste staule, și-au creat sisteme de păstorire ale acestor staule, și-au creat sisteme de păstorire, fii cu minte, Zara, ale acestor staule, nu doar că și-au creat aceste sisteme, dar au făcut în detaliu extrem atât de multe reguli cum să se comporte, cum să se manifeste în anumite situații. Fii cu minte, fii cu minte, iubicică. Ai venit să te mângâi? Înveți și tu să nu fii pastor? Să nu fii pastor niciodată? Să nu fii pastor niciodată, da? Eu am fost și prost am fost că am fost, da? Deci, toate aceste căprării, toate aceste sisteme religioase sunt înțesate de conducători, de păstori, de învățători, de profesori, de medici, de vindecători pe care nu i-a trimis Hristos. Dar de unde știi tu, mă, Flavius? Nu mai da din coadă. Oprește-te cu ștergătorul ăsta, gata. Dar de unde știi tu, mă, Flavius, că nu i-a trimis Domnul Hristos? Din cauza că în timpul celor 1260 de ani, în timpul autorității celor doi martori, trimiși să exercite autoritatea lui pe pământ, sunt doar cei care dețin mărturia, adică Scriptura Vechiului și Noului Testament. Oricine se organizează în structură de autoritate alta decât cea a Scripturii, manualul bisericii, de exemplu, da? Care este un manual de autoritate, se prezintă a fi venit la niște suflete într-un staul care se vrea a fi al lui Hristos, pe altă parte, netrimiși, au sărit prin altă parte, n-au intrat prin ușa care este Domnul Hristos. Și ei sunt niște hoți și niște tâlhari. Lucrul acesta se va vădi foarte curând. Când va veni Mântuitorul cel scump, foarte curând va veni Mântuitorul cel scump. Și când vor fi surprinși că toată slujirea lor de viață este catalogată prin cuvintele ați lucrat fără de lege. Ultimul lucru pe care vreau să-l mai spun, dragii mei, că în această carte sunt recomandări fără număr. Uite, dacă aș putea să vă pun așa, stai cu minte, Zara. Dacă aș putea să vă pun așa cât de cât cuprinsul. Sunt fără număr recomandări.
Însă lipsește o recomandare. Uite, uite ce cuprins, ce cuprins tu fost, da? Stați că nu s-a terminat. Stați că nu s-a terminat. Ce credeți, că doar atât? Doar atât ai cuprinsul? Nu. Încă două pagini de cuprins. Stați că nu s-a terminat. Ce credeți, că doar atâta este? Mai e un pic. Vedeți? Din aceste lucrări, un singur sfat lipsește. Niciunde nu se recomandă în aceste lucrări că un pastor trebuie să fie specializat în profeție biblică. Să cunoască, să studieze, să analizeze și să predice profeție biblică. Niciunde. Nu există un astfel de sfat în tot acest manual de 370 de pagini. Ce să înțeleg eu din aceasta? Ce să înțeleg eu din vorba Domnului Hristos când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, cine citește să înțeleagă? Ce să înțeleg eu? Că a vorbit degeaba Domnul Hristos, nu? Ce să înțeleg eu din ceea ce a scris prorocul Daniel când i s-a spus, tu, Daniele, pecetluiește cartea și păstrează cuvintele până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește, scrie traducerea Cornilescu. Ok, las așa traducerea cum este. Spuneți, ce să înțeleg eu? Eu am înțeles, dragii mei. Odată cu cartea aceasta pe foc, când voi deschide ușa aceasta a bisericii, a sobei, voi arunca în sobă toate sistemele religioase, care nu sunt altceva decât structuri compuse din hoți și tâlhari. Ești de acord, Zara? Dă din coadă, zice că da. Hoți și tâlhari. Pe foc. Prin urmare, dragii mei, să ardă. Și să închidem repede ușa, să nu iasă vreo biserică mai mică pe undeva. Să scape de acolo vreo biserică mai mică, vreo căprărie din care să se însămânțeze iarăși vreo nenorocire. Netrimisă, negândită, nedorită de Domnul. Vă rog din suflet să vă gândiți bine la ce v-am arătat și v-am zis acum. Pentru că n-am nicio mânie pe nicio căprărie. Nici nu mă interesează. Poate să fie. Îmi pare rău de voi. De cei care nu vreți să vedeți realitatea. Pare rău. Măcar dacă ați fi pastor, cel puțin v-ați alege cu niște salarii babane. Și atunci ar zis, bă, lasă-i că sunt oportuniști, își văd interesul. Și atunci nu mi-ar părea rău, că cel puțin o duceți bine din niște, în niște poziții și cu niște salarii babane. Vă alegeți și voi ceva, cu ceva în lumea asta. Dar dacă nu sunteți pastori și sunteți enoriași, vi se ia banii? Sunteți și păcăliți? Vă pierdeți și viața veșnică? Sunteți și conduși de urciunea pustiirii, de niște hoți și de niște tâlhari? Îmi pare rău de voi. Îmi pare rău. Ieșiți din mijlocul lor de acolo. Și trăiți-vă credința. Țineți ziua de odihnă, ziua șaptea, sâmbăta. Trăiți frumos între oameni, că vine Domnul imediat. Și n-aveți nevoie de biserică ca să vă înfățișați înaintea Domnului și să-i spuneți, Doamne, vreau și eu să fiu mântuit de Tine. Îmi pare rău de voi că nu vreți să vedeți aceste lucruri. Gândiți-vă bine la ce v-am arătat. Și luați decizie
Luați decizie. Dați și voi aici un subscribe, adică abonează-te la canalul Flavius Pană dacă nu te-ai abonat deja. Puneți și voi, dacă nu vă cer prea mult, un comentariu acolo prin secțiunea de comentarii. Dați și voi o distribuire să mai asculte și alții. Distribuiți pe pagina voastră de Facebook sau luați link-ul și dați-l prin WhatsApp mai departe. Și nu în ultimul rând, vă aștept vineri la ora 19, da? La ora 7 seara, pe canalul de YouTube Capătul unei ere, unde cu Sebi Marinică vă vom aduce în atenție studii de profeție biblică. Ceea ce nu aveți prin biserici, puteți găsi pe canalul nostru. Capătul unei ere, pe YouTube, cu Flaviu și Sebi, profeție biblică. Rămâneți cu bine, dragi prieteni!